Cel mai natural mod de a scăpa de dăunători este să vă luați bondari care să-și facă treaba. În acest sens, vă ajută Universal Group și Copert. Cum? Am aflat și noi la Zilele Horticulturii Bucureștene, acolo unde ne-am întâlnit cu trei stupi de bondari frumos expuși și puși în valoare de reprezentanții companiei. O să las imediat specialiștii să vă dea detalii, dar ce pot eu să vă spun așa în calitate de grădinar amator este că bondarii pot avea grijă și de pomișorii din livadă, dar și de legumele din solar. Sunt foarte harnici și mai ales isteți, motiv pentru care se și numesc bondarii smart. Aici este un pliant practic care ne prezintă soluția noastră pentru polinizare afară, pentru arbori și arbuști, se numește Tripol. Este folosit la cireși, la chiar și căpșuni afară, la afin sau la alte culturi externe. Da, este un stup practic format din trei colonii care ne ajută să polinizăm atunci când sunt probleme cu polinizatul afară, pentru că da, se mai întâmplă să avem aceste probleme. Aici avem partea de combatere pe care noi o folosim în solarii. Este un lighean, ca să spun așa, aici se pune un feromon pentru atragerea unui dăunător destul de periculos la noi în țară, și anume tuta absoluta. Aici se va umple cu apă și puțin ulei, feromonul atrage tuta și evident că va ateri pe apa cu ulei, unde nu va mai putea, de unde nu va mai putea să mai plece. Iar aici în mână am o hrană pentru acești bondari, natupol, polen normal, și aici este un tub, da, unde vin prădătorii, pentru că și noi avem mai mulți tipuri de prădători pentru a combate dăunătorii din culturile noastre, din diferite culturi. Și aici nu vorbim de paiaj, vorbim de trips, vorbim de afide, vorbim de absolut toți prădătorii, toți dăunătorii pe care îi găsim în cultură. Noi avem câte o soluție ecologică de prădători care mănâncă practic acești dăunători din culturile noastre. Este un mod de viitor, zic eu, pentru că acest mod pe care noi îl avem în momentul de față nu cred că este sustenabil pe termen mediu și lung, însă acestea sunt soluțiile pe care noi le considerăm benefice pe termen mediu și lung. Adică e foarte important ca natura să-și facă treaba ea singură, de aceea venim cu acești prădători care să mănânce dăunătorii și natura își creează acolo propriul ecosistem. Ne spuneați și de bondar cu care ați venit și putem vedea aici. Spuneați că la fel sunt pentru interior și pentru exterior. Așa cum v-am spus, da, varianta de exterior se numește Tripol. Practic este un grup de un stup mai mare format din trei colonii. Acesta este un model pentru interior. Pentru, cred că o suprafață de între 1000 și 2000 de metri este suficient un astfel de stup pentru a-și face treaba să se polinizeze cultura pe care o avem noi, fie că vorbim de tomate, fie că vorbim de ardei sau de alte culturi. Știm că în interior avem o polinizare defectuoasă pentru că vântul circulă destul de greu și astfel pot apărea deficiențe la obținerea unor producții sporite. De aceea aceasta este cea mai bună soluție din punctul meu de vedere și astfel se elimină timpul, pentru că mulți din fermierii noștri apelează la polenizare cu substanțe chiar și ecologice, dar pierd timp, pierd chiar și modul de polinizare este mult mai bun cu acești bondari față de substanțele folosite. Pentru o suprafață mică, să spunem așa, cum ziceam mai înainte, că ar fi cea urbană, să spunem, sau, mă rog, în fața unei căsuțe mai mici, nu așa, cu teren mult, care din aceste lucruri ne ajută? Ne-am gândit și la asta, de aceea am denumit un tip de stup smart. Este smart pentru fermierii mici, pentru suprafețele acestea, dacă ar spuneți dumneavoastră, 500-1000 de metri, un stup de acesta smart este suficient pentru a poliniza și a avea producțiile cele mai înalte și cele mai bune calitate. Deci dacă avem așa un afin, dacă avem caiș, spuneați că da? Perfect, absolut orice, cireș, absolut toate culturile exterioare. Am și eu 2-3 caiș, ce fac? Pot să vin să iau de la dumneavoastră? Cu mare drag vă așteptăm să achiziționați în stup, cu siguranță își va face treaba. Și veți avea producții foarte bogate.